Bună dimineața, bună dimineața și bine ne-am reîntâlnit, dragi prieteni, la o nouă ediție a matinalului, cea de... acum a intrat. Cea de astăzi, joi 10 iulie 2014, o zi care se anunță frumoasă la bun început, să vedem dacă va fi și pe întreg parcursul ei din punct de vedere meteo. S-ar putea să se mai întâmple una alta, pentru că nu știu când am vorbit eu cu Pacat, dar cu Pacat, domne. Am zis, va fi o perioadă extraordinară și numai bine ce am ieșit din emisiune și m-au certat. Dom'le, știi că avem amenințare, cod galben? Hai, nu, serios. Adevărul este că vremea se schimbă și e schimbătoare, precum vremea. Asta e situația la ora actuală, nu este absolut nicio problemă. Trebuie să percepem acest lucru ca atare. Dacă din punct de vedere, să sperăm că vom avea parte de o zi excelentă, cel puțin din punct de vedere informațional, e clar, încă de la prima ora dimineții stăm bine, plus că astăzi avem un invitat deosebit. Și când spun acest lucru, mă gândesc în primul și în primul rând la relația pe care o are primarul Cătălin Coman, în primul și în primul rând, cu fălticenenii. O relație, aș spune eu, greu de întâlnit în cu totul și cu totul alte situații. Bună dimineața, domnul primar! Bună dimineața, bună dimineața tuturor celor care ne urmăresc la această oră. Când spun că aveți o relație deosebită cu fălticenenii, atenție, vreau să evidențiez un lucru. Mie asta mi se pare absolut extraordinar. E unul dintre puținii primari pe care îl știu eu, sau singurul primar pe care îl știu eu, care nu are numărul de telefon dat la ascuns, adică nu are genul, domnule, nu da numărul meu. Absolut orice fălticenean vă poate găsi la telefon. Ambele numere, și numărul de serviciu și numărul personal, și nu de puține ori se întâmplă să fiu sunat și la ore foarte matinale sau la ore foarte târzii, dar cred că una peste alta este un lucru bun, pentru că sunt multe lucruri pe care trebuie să le știi și informația întotdeauna este extrem de importantă, pentru că sunt anumite zonele orașului, anumite lucruri care pot fi rezolvate foarte rapid, atâta timp cât le știi foarte rapid. Și cred că acest mijloc de comunicare, precum și toate celelalte, pentru că sunt foarte, cum să vă spun, prezent și folosesc de cele mai multe ori și Facebook-ul și internetul și toate căile de comunicare, astfel încât, după cum vă spuneam, informația trebuie să ajungă rapid, tocmai pentru a putea decide și a lua măsurile necesare foarte rapid în beneficiul cetățeanului. Da, nu-i puțin lucru să ai timp să rezolvi absolut toate astea, adică să mai răspunzi și la telefon, să mai dai din când în când câte o raită și pe acolo pe pagina de Facebook, să mai rezolvi și un contract important cu ADR-ul, pentru că de data recent ați reușit să puneți la punct un proiect care, cred eu, este excepțional pentru zona Fălticenului. Da, într-adevăr, un proiect extrem de important, un proiect la care am ținut foarte, foarte mult, pe care l-am inițiat anul trecut, împreună cu tot ceea ce înseamnă echipa de implementare, UIP-ul din primărie, colegii mei de acolo care au muncit foarte, foarte mult, pentru că este un proiect al recordurilor, în primul rând, pentru că toate s-au desfășurat în timp record, cu un volum de lucru record, și cred că acest lucru reflectă faptul că dacă se vrea, într-adevăr se poate, pentru că suntem pe un proiect pe axa, pe exercițiu financiar 2007-2013. Practic, noi am început un proiect când trebuia să se termine, pentru că nivelul sau data la care l-am depus la ADR, nu mai vorbesc de partea de realizare, a fost când alte municipalități sunt în perioada post-implementare, în care analizează garanțiile, ce s-a stricat. Noi de-abia am început, nu știu a cui este vina, trebuia într-adevăr mult, mult mai de mult făcut acest proiect, mai ales că e vorba de bani europeni. Suntem bucuroși că am reușit acum. Am semnat la Piatra Neamț contractul de finanțare, suntem acum în perioada de implementare deja, practic în a doua zi de la semnarea contractului era în perioada de implementare, în perioada în care proiectul se derulează. Lucrăm acum la tot ceea ce înseamnă procedurile legale specifice de achiziție pentru partea de lucrări, plus toate celelalte segmente care fac parte integrantă din proiect.
Ne dorim să finalizăm cât mai repede această procedură. Sperăm să nu avem acest iureș național cu contestații și așa mai departe, pentru că ne dorim să începem repede, tocmai pentru a putea prinde o bucată cât mai bună de, eu știu, toamnă, caldă, prietenoasă pentru tot ceea ce înseamnă operațiuni de construcții, pentru că suntem condamnați. Eu am să vă dezamăgesc puțin, îmi pare rău, dar nu cred că o să scăpați fără contestații, pentru că de fiecare dată, adică n-am auzit în România să nu fie o licitație efectuată și așa măcar un pic contestată. Orice contestație înseamnă... Timp pierdut. Timp pierdut și nu puțin, câteva săptămâni, pentru poate că, luni. Care e perioada în care trebuie implementat acest proiect? 17 luni, începând cu data semnării contractului, practic mai avem 16 luni și 3 săptămâni, deja a trecut o 17 săptămână. 17 luni, din care dacă scădem câte 4 luni de iarnă... Scădem 4 luni de iarnă, scădem 4 luni pentru contestații, suntem condamnați să executăm o lucrare de 3 milioane de euro în 5 luni. În condiții care lucrare, bun, să desăpa niște bazine, de aranja niște alei, dacă ne uităm la ce fac chinezii într-o zi sau două, nu mai pare așa o chestie extraordinară, dar la felul în care vedem noi că se mișcă lucrurile în România, cam trebuie să aveți noroc un pic, nu doar o licitație extraordinar de corectă, cum de altfel trebuie făcută, dar trebuie să aveți și noroc de un constructor bun. Eu sunt optimist, pentru că într-adevăr ne trebuie și foarte multă șansă, am avut această șansă până acum, suntem la acest nivel, practic la jumătatea drumului, am trecut cu succes toate etapele integrării sau semnării unui proiect de asemenea valoare după ce, practic, repet, s-au încheiat toate procedurile și sunt optimist că vom avea această șansă în continuare. Una la mână, cea mai importantă, partea de atribuire a contractului, partea de licitații, contestații, care sperăm să se desfășoare cât mai repede. Sperăm să avem șansă cu vremea, sperăm să avem șansa unui constructor serios în care să-și facă treaba conform prevederilor contractuale. Astfel încât, am spus, cele 3 milioane de euro pe care ne dorim să-i implementăm, să investim acolo, bani europeni, să reușim să-i cheltuim cât mai repede, tocmai pentru a finaliza acest proiect care, pe hârtie, din tot ceea ce înseamnă proiectul tehnic și toate celelalte documente, arată extrem de frumos, cu, eu știu, anvergură europeană, cu un aspect deosebit, cu funcționalitate deosebită, pentru că ne-am gândit la toate aceste plus aspecte. Plus valoare la zona respectivă. Plus valoare la zona respectivă, locuri de muncă, pentru că, într-adevăr, la Fălticeni, precum și în alte zone, era o problemă cu locurile de muncă. Bun, fie vorba între noi, problema locurilor de muncă din Fălticeni nu se va rezolva cu acest obiectiv, nu, dar câteva locuri de muncă clar se vor crea și pe verticală și pe orizontală. Într-adevăr, pentru că doar în proiect avem prinse 12 locuri de muncă din calculele pe care ni le-am făcut, ca tot ceea ce înseamnă parte de administrare, de întreținere, vor fi acolo în jur de 25 de locuri de muncă, noi locuri de muncă în Fălticeni, plus tot ceea ce înseamnă locurile de muncă care se vor dezvolta indirect, pe orizontală, pentru că zona aceea trebuie promovată. Avem foarte multe idei bune care vor crea la rândul lor locuri de muncă, din atât partea de producție cât și partea de servicii. Și astfel, pe lângă faptul că reușim să aducem în Fălticeni 3 milioane de euro bani europeni, reușim să facem ceva necesar, frumos, astfel încât să putem dezvolta și cealaltă componentă a turismului, doar cea culturală, muzeală, să le comasăm, pentru că am mai discutat și cu alte ocazii, multă lume venea la Fălticeni, era impresionat de muzee, dar nu găsea alternativă pentru petrecerea timpului liber, după, înainte sau în paralel cu această activitate și întrebau, dar pe lângă muzee, pentru că nu puteau să stea, eu știu, 5 zile doar la muzee, ce mai aveți și altceva? Reușim să completăm această ofertă, să fim pe gustul tuturor și de ce nu Fălticeni să devină un centru important pentru atragerea tuturor din zona, din Fălticeni și din exterior. Și Fălticeniu să dezvolte aceste capacități turistice, pentru că tot era spre zona de munte, la Fălticeniu era turism. Turist care poate aduce bani, care poate aduce fonduri pentru municipalitate, care poate produce locuri de muncă. Și asta cred că e lucrul care trebuie făcut. Da, acum, știți cum e? Nu cred că ați venit dumneavoastră cu proiectul după lună, dar poate ne povestiți așa, măcar cu ochii minții, să le spuneți cam ce va fi acolo. Proiectul, vă dezamăgesc, nu pot să vin, pentru că are mai mult de 4.000 de pagini. 4.000 de pagini care au trebuit... Pozele mă interesează. Au trebuit scrise, au trebuit calculate, redactate, semnate...
pagină cu pagină, filă cu filă, vă dați seama ce volum de lucru impresionant pentru cei care l-au realizat. 4.000 de pagini semnată fiecare pagină? Da, multe dintre ele și de două ori, pentru că acum a devenit automatism, era o semnătură sus, conform cu originalul, era o semnătură și o ștampilă jos, de multe ori nu aveai foarte conform cu originalul, da? Nu aveai unde să pui ștampila respectivă jos, așa că trebuia tehnoredactată întreaga pagină, astfel încât să existe un spațiu în care să faci, să și semnezi, să pui și ștampila. Asta însemna că dădeam peste cap toate celelalte pagini viitoare, dar sunt probleme tehnice, au trecut, s-au pierdut foarte, foarte multe ore, am avut zile în care am semnat 4-5 ore. 4-5 ore. De aici vorba semnesc ca primarul? Plus, vă spun tot ceea ce înseamnă verificarea. Cred că de aici e vorba că semnesc ca primarul, da. Și partea de verificare, partea de redactare, sunt foarte multe detalii tehnice acolo, foarte multe lucruri care trebuie să fie incluse în proiect. L-am făcut bun, mă bucur, un efort mare, un timp record, un efort uriaș și nu spun lucruri mari când spun acest lucru, pentru că să realizezi 4.000 de pagini nu este deloc ușor. E o echipă întreagă în spate care a lucrat. E o echipă întreagă, unitatea de implementare a proiectului. La nivelul primăriei sunt 5 oameni care au lucrat efectiv la acest proiect, plus toți ceilalți colegi care au sprijinit cât au putut, plus partea de consultanță, plus partea de proiectare, plus partea de avize. Pentru și că totul, după cum ați apăsat dumneavoastră cuvintele la început, totul făcut așa într-o viteză fulger, pentru că erați pe capăt de program. Într-adevăr, România este pe capăt de program. Exercițiul financiar se încheiase. Alți colegi primari mai harnici au terminat. Erau la perioada post-implementare. Erau la tăierea panglicii, nu? Terminaseră, cred că și tăierea panglicii. Nu știu, dau exemplu humorului. Se făcuse și baie și noi de-abia începeam. Da, s-a dovedit că dacă se vrea, se poate, chiar dacă este mai târziu, și am reușit la al, nu 12-lea ceas, al 15-lea ceas să realizăm, să facem acest proiect. Am spus că arată extrem de bine, sunt optimist pentru că avem nevoie și de șansă, dar cred că o vom avea să finalizăm acest proiect frumos la Fălticeni. Este vorba despre zona de agrement de la Iaz, nu? Asta, da. Asta e proiectul pe care exact, aveți. Zona Nada Florilor. Mă întrebase cam ce cuprinde, cam ce este. Da. Exact. Da, pentru că, practic, nu la anul pe vremea asta, dar în iarna următoare, din ceea ce îmi spuneți, la unul din bazine am putea să ne bălăcim. Exact. Nu? În decembrie 2015, deadline, ar trebui să fie terminat întreg proiectul și unul din bazine, într-adevăr, cel acoperit, ar trebui să fie funcțional în iarna anului viitor, în 2016. O să mă adresez mai mult fălticinenilor și o să folosesc mai mult, cum să vă spun, toponimia locului acolo, pentru că ei știu mult mai bine. Se coboară pe fosta alee, care era intrarea în parc, undeva în dreapta stadionului, care va fi lățită cu consolidarea versanților de rigoare până la 7 metri, o cale de acces auto. Imediat în partea stângă va fi prima parcare, apoi un teren de sport multifuncțional cu dimensiunile legale, reglementare, teren sintetic, multisport, tenis, fotbal, volei, basket, care va fi amplasat pe actualul loc în care se află acel teren de sport bitumat de acolo din Parcul Nada Florilor. Continuăm cu o altă parcare care va separa practic terenul de sport de complexul de piscine. Spun complexul de piscine pentru că acolo vor fi practic 4 piscine. În partea dreaptă un bazin de 325 de metri pătrați cu adâncime de 4 metri, dotat cu 5 trambuline și platforme pentru sărituri la înălțimi variabile. Pentru că mi-amintesc când mergeam la strandul de la Dumbrava Minunată și aveam concurs cu vecinii, cu prietenii, cu colegii de sărituri la trambulină. Era o trambulină atunci, într-o stare câteodată bună, câteodată rea, pentru că se schimba periodic, când se uza era fiind de lemn. Acum vor fi platforme pentru sărituri și trambuline extrem de funcționale și extrem de atractive. Continuăm apoi cu un bazin pentru cei mici, cu o formă semi-rotundă, semicirculară,
cu adâncime variabilă de la 30 de centimetri pentru cei mai micuți, apoi până la 70 de centimetri, bazin care practic se va învecina, se va vărsa, dacă pot să folosesc termenul ăsta, în bazinul pentru adulți, la fel un bazin de 300 de metri pătrați, cu adâncime variabilă de la 1,20 la 2 metri, în partea maximă acolo. În partea din dreapta a complexului, tot ceea ce v-am spus, în partea din stânga va fi piscina acoperită, o piscină de 400 de metri pătrați, suprafață utilă, plus tot ceea ce înseamnă spații pentru saună, masaj, activități comerciale, pentru că un proiect care ne dă voie să desfășurăm și activitate comercială, un lucru extrem de important pentru că vrem să susținem întreaga activitate din tot ceea ce câștigăm acolo. Sunt multe proiecte europene care nu îți dau voie să încaseze absolut niciun ban pe o anumită perioadă. Este un proiect care ne permite să desfășurăm activitate comercială foarte cu profit. Foarte important ca economie și ca susținere. Apoi zone cu pavaj pentru șezlonguri, inclusiv partea de mobilier de plajă este cuprinsă în proiect, șezlonguri, baldachine și tot ceea ce înseamnă umbreluțe, tot ceea ce înseamnă această componentă, o zonă de nisip, tot pentru plajă și activități pentru copii, în primul pentru rând. Copii, o zonă de iarbă, tot pentru gazon, tot pentru plajă, pentru că vrem să fim atractivi pentru toate gusturile. Apoi se continuă calea de acces. În partea din dreapta jos, practic aproape de malul Iazului, cea mai mare parcare a acestui complex. Toate aleile existente în Parcul Nada Florilor, cele existente acum, pentru că nu ne dorim să tăiem foarte mulți copaci acolo, ba din potrivă să creștem spațiu verde, vor fi lățite la 6 metri, dintre care 3 metri pentru pistă de biciclete, pentru bicicliști și 3 metri pentru ca alee pietonală pentru plimbări, promenade și așa mai departe, bănci, coșuri de gunoi, iluminat public cu baterii solare, creare de podețe și drenarea celor pârâiașe izvoare din Parcul Nada Florilor, cu un efect indirect, dar la fel de important pentru tot ceea ce înseamnă consolidarea acelui versant, pentru că practic vom capta și drena toate cele ape subterane care pot provoca și au provocat alunecări de teren. Practic vom evita acest lucru, consolidarea. Cu alte cuvinte, o altă problemă rezolvată. O altă problemă rezolvată. Apa se va duce pe un canal frumos, estetic, direct în Iaz. În partea de, cum să vă spun, de insatisfacția mea că n-am putut cuprinde și Iaz în acest proiect, din punctul ăsta de vedere rău, pentru că aveam un IAS pe care puteam să-l folosim. Da, stați așa, în proprietatea primăriei? Asta este problema, că nu este în proprietatea primăriei. Pe bani europeni nu poți să investești decât în ceea ce este domeniul public sau privat al municipiului. IAS-ul ne fiind în proprietatea primăriei. Da, cu IAS-ul? Nici nu se știe exact a cui e IAS-ul. Da, dar nu e în proprietatea primăriei. O altă problemă, da, nu e în proprietatea primăriei. Am fost forțați, ne oprim practic la 5 metri de apă, după schița cadastrală și după hărțile care le avem acolo. O problemă n-am putut să o rezolvăm, nici nu cred că va avea rezolvare în viitorul foarte, foarte apropiat. Sunt câteva zeci sute de procese acolo cu luciu de apă, cu terenul de sub luciu de apă. Nu știu când se va finaliza. Din păcate, blochează parțial, ca să spun așa. Poate ori veni alte fonduri la un moment dat, cine știe. Da, dar pentru asta trebuie ca cel IAS să fie cumva în proprietatea noastră sau cu un drept de folosință stabilit foarte clar, notarial, juridic și așa mai departe. Da, da, da. Tot acolo, acum, în perioada aceasta, separat de proiect, reabilităm acel amfiteatru de jos de acolo care era plin de bălării și de mizerii, cu fonduri proprii, nu spun foarte clar că nu trebuie să ne așteptăm la ceva foarte, foarte spectaculos, pentru că facem cu bani extrem de puțini, facem în regie proprie cu colegii din primărie de la Direcția Tehnică și de la Serviciul Mecanizare Întreținere. Practic facem din banii noștri, dar facem o igienizare acolo. M-am spus, bani puțini, nu o să fie ceva spectaculos, dar o să fie ceva funcțional. Am reabilitat acolo și acea bară mână curentă, pentru că era distrusă de foarte, foarte multe vreme pe acea faleză jos. Pontonul care cât de curând va fi gata, pontonul vechi era distrus, am arătat cel vechi din el și am folosit ce nu la fier vechi. E un ponton frumos, nou, acum mai rămâne să punem căile de acces și acolo se vor putea desfășura
pentru toți fălticinenii și nu numai, activități artistice, culturale, de la, eu știu, teatru până la spectacole de muzică, de chitară, de folk, de muzică populară, dans, orice... Vremea care, să permită. Că... Vremea să permite, pentru că e o locație foarte, foarte frumoasă. Practic va fi pe iaz, pe apă. Da, sunt lucruri care trebuie să făcute și pentru suflet și spirit la Fălticeni, nu doar, eu știu, asfalt așa, sau borduri. Stați așa, spus spectacole, de așa, poate facem o emisiune acolo. Îți dai seama ce frumos ar fi? De ce nu? Un matinal estival ar fi extraordinar. Dar acum m-am gândit, ia să fi stat, dar nu, că asta înseamnă că trebuie să mă trezesc cu jumătate de oră mai devreme măcar. Nu, să știi că o să trezești întâi. Vorbește Angela. La ea n-am mai ajuns să... Putem face altceva, n-am mai ajuns doar de cap. O emisiune de seară acolo la Fălticeni cu tot ceea ce înseamnă... Da, stârpiți în țarii. O să-i stârpim, dacă știm că veniți, în mod sigur. Ne dăm cu... Da, cu de-aia să fugă de mine. Ca să închei instalația de sonorizare, iluminat, la acest ponton, da, am achiziționat recent la Casa de Cultură, sistemul de sonorizare este nou la Casa de Cultură, pentru că și acolo am făcut investiții foarte, foarte mari. Fălticinenii cred că au văzut, arată bine și pe exterior, arată bine și pe interior. Este și funcțională, de la centrală, aer condiționat, plus sistemul de sonorizare nou am investit. Cel nou nu-l aruncăm, îl ducem la Nada Florilor ca să-l avem acolo pentru tot ceea ce înseamnă activități în aer liber la pontonul de acolo și pe perioada vacanței așteptăm toți fălticinenii cu mic, cu mare să petreacă și acolo câteva momente frumoase până la finalizarea parcurilor. Încercăm încet, încet să-i obișnuim cu drumul, ca să zic așa, până în acea zonă. Am înțeles. Spuneați și de Casa de Cultură că au fost modernizări. Văd că este festivalul Fălticeni Folk în perioada 11-13 iulie 2014. De asemenea, este Festivalul Internațional al Școlilor de Teatru, care se derulează la Suceava, Câmpul Lung, Moldovenesc și Fălticeni. Cu alte cuvinte, pusă în funcțiune Casa de Cultură și merge. Și angrenată în evenimente. Da, într-adevăr, practic astăzi Festivalul Internațional de Teatru, eveniment promovat de Consiliul Județean Suceava, până acum nu se putea desfășura și la Fălticeni, era, eu știu, și o ediție de debut. Astăzi, la ora 18, un spectacol de teatru la Fălticeni, invit și pe această cale, pentru că va fi un spectacol de teatru frumos, intrarea este liberă. La Casa de Cultură recent renovată din Fălticeni, practic este primul eveniment de acest gen după renovarea Casei de Cultură. Fălticinenii o să vadă și pe interior, au văzut și exteriorul, cum arată și pe interior, am schimbat absolut tot ceea ce înseamnă parte de, eu știu, instalații, echipamente, v-am spus. Aduc aminte când s-au început lucrările la Casa de Cultură, unul dintre consilieri întreba: doamne, dar unde ai intrat atâta termopane? Că trebuia să... știți cum? Acum chestiile astea sunt trecute. Chiar, da, mi-aduc aminte la vremea respectivă, în plenul Consiliului Local, nu? Da, da, da. S-a răstit. Ce e asta? Adică în precedenta evaluare erau trecute 4 ferestre și au rămas 50 sau nu știu, ceva în genul ăsta. Da, astea sunt chestiuni de, cum să vă spun, sunt politică detalii. Local, așa malițioase. S-a ajunsese la o discuție total anapoda din punctul meu de vedere, de cine voi să schimbăm toate geamurile la Casa de Cultură. Dar le schimbăm numai pe alea din față. Și eventual dintr-un lateral, dar nu toate. Pe acolo la artiști, cine să schimbă în spate? Am spus-o în ședința de Consiliul Local. Păi, acolo e o garderobă, să schimbă artiștii, nu schimbăm acolo. Păi, dar câți artiști se schimbă? Păi, cât s-or schimba, da, dacă finalizăm o Casă de Cultură, trebuie schimbate toate geamurile, nu doar unele sau altele. Le-ați perdeluță, domn primar, știți? Da, ca să nu mai zic, când am intrat primar, erau geamuri care nu existau deloc. Absolut deloc. Deci era locul, care probabil a fost un geam la începutul Casei de Cultură, și care era un placaj. Și erau foarte multe geamuri și... Fălticinenii știu și cei care făceau în Casa de Cultură știu și BB Pop, vestitul BB Pop care de o viață acolo la Casa de Cultură știi, că spune domnul primar, dar au fost ierni când ne încălzeam în Casa de Cultură cu două sobi și puneam placaj în geam. Acum, centrală, aer condiționat,
geam termopan, perdele speciale pentru tot ceea ce înseamnă activități de genul ăsta, ca să acopere și să asigure și un anumit întuneric și o anumită luminozitate în funcție de eveniment, partea de cortină, tot ceea ce înseamnă echipamentele alea de acolo, partea de sonorizare, v-am spus, o sonorizare nouă și pentru exterior și pentru interior, de calitate, astfel încât se poate desfășura tot ceea ce înseamnă activități absolut în regulă și tehnic acolo. Una peste alta, cred că arată bine, acoperișul, termosistemul exterior, o chestie scările... Făcută gospodărește, ca să o spunem pe aia dreaptă, nu? Făcută gospodărește și mai am o intenție să mutăm acolo, e o problemă că sunt sedile la trei partide politice, încercăm să preluăm în incinta casei de cultură, încercăm să preluăm un spațiu din domeniul public al statului, în domeniul public al municipiului Fălgeni, astfel încât toate partidele politice să le mutăm de acolo. Inclusiv partidul din care fac eu parte, pentru că nu mi se pare normal ca în casa de cultură să fie sediul partidelor politice. Când am preluat acea clădire, care ne luptăm de vreun an de zile să o obținem din domeniul public al statului... Eu mă vă spun ceva. Din punctul meu de vedere, o casă de cultură trebuie sprijinită de municipalitate și să fie sprijinită, întreținută și așa mai departe de municipalitatea, să aibă grijă de acolo. Dar în altă ordine de idei, mă uit, spre exemplu, cum e casa de cultură din Suceava, care are un statut total ciudat, adică ea ține de sindicate, sindicatele astea îs și nu-s, trebuie să se auto-întrețină, astfel încât vezi acolo activități comerciale, începând la publicitate pentru hemoroizi sau pentru creme împotriva hemoroizilor, da? Și terminând cu tot felul de agenții, de facultăți, adică într-o perioadă erau niște trupe, cum e Odiseiul, care aveau acolo un spațiu pentru repetiții. Ei nu mai încap. Adică sunt niște lucruri de astea. Dacă n-au hemoroizi. Au doar concerte pe litoral acum, de asta. Nu, bine, nu știi, adică, Angela, înțelegi, totul îi da peste cap. Dacă e casă de cultură, bă, noi sunt trupe din Fălticeni, domne, vreți să faceți repetiții. Ăsta este spațiu, asta este. Va trebui să ai grijă să nu, să ai un contract semnat prin care să ai grijă de tot ceea ce ți se oferă. Un contract cu drepturi, dar și obligații și așa mai departe. Da, pentru tot ceea ce înseamnă activități școlare, pentru că la nivelul fiecărui școli, fiecare liceu, aveau evenimente, aveau spectacole, la ziua școlii, la tot fel. Le țineau pe câte un hol, le țineau pe câte o sală de clasă mai răsărită, mai înghesuiți. Au la dispoziție Casa de Cultură, au folosit-o în această vară intens. Orice școală, orice fel de spectacol, altfel, e o sală pentru spectacol, e decentă. Poate trebuia puțin mai mare, dar nu avem posibilități nici tehnici, nici spațiu să o extindem. Sunt 250 de locuri pentru părinți, pentru bunici, pentru toți cei care vor să-și vadă copiii într-o activitate artistică frumoasă, elegantă pe scenă. Condiții normale, decente, nu avem niciun impediment. Nici vară, nici iarnă, să nu putem desfășura acolo activități culturale, ceea ce este extrem de important și cred că am mai închis încă un subiect privind investițiile în Fălticeni. Da, dar știți ce se întâmplă? Pe mine mă interesează foarte, dar foarte mult să discutăm. Bun, avem, cred că dacă vorbim de Fălticeni în perioada asta și nu vorbim de intrarea în Fălticeni spre Suceava, e ca și cum, adică ar zice lumea, domne, ești prieten cu primarul, nu vrei să vorbim absolut de nimic de acolo. Nu-i cazul. Adică, într-adevăr, mă leagă o relație de prietenie, îndrăznesc să cred, cu primarul Cătălin Coman, dar problema arzătoare tot o discutăm. Iar iarăși un lucru foarte important pe care vreau să-l discutăm e că după zilele Sucevei, ca să zic așa, de Sfântul Ilie, în iulie, sunt zilele Fălticenului. Păi, cam ar fi caz să discutăm, mai ales că programul e încărcat din ce am înțeles. Și eu știu de ceva vreme că sunt câteva evenimente deosebite. Dar toate astea o să le discutăm după un scurt moment de publicitate. Totul pentru casa ta. Casa.
Suntem din nou în direct pentru partea a doua a emisiunii noastre. Sunt articole interesante în presa locală de astăzi. Vorbim de dezastruosul drum Suceava-Maramureș, care prezintă deficiențe majore de siguranță rutieră în monitorul de Suceava. Constatarea aparține chiar Companiei Naționale de Drumuri, Companiei Naționale de Drumuri Naționale, care a preluat DN18 la începutul lunii iunie după rezilierea contractului de modernizare cu firma israeliană Shapir. Lipsa parapeților de siguranță și a semnalizării sunt probleme care trebuie rezolvate urgent, a constatat CNADNR. De când a plecat Șova acolo, a început aștept să lucreze, nu? Să se recunoască că lucrurile nu sunt în regulă. Bună treabă! Tânărul care a distribuit fotografii compromițătoare pentru a se răzbuna pe prietena minoră a fost trimis la pușcărie. Și tot din monitorul de Suceava de astăzi aflăm că guvernul îi va premia pe cei 11 elevi suceveni cu 10 pe linie la bacalaureat și la evaluarea națională. Bun, asta ar fi principalele titluri din monitorul din Crainou, strategie de reabilitare a statuii ecvestre a lui Ștefan cel Mare. Asta până la finele anului. Vor fi opriri temporare și zonale de apă caldă în august pentru reparații termice. Nu ar avea de câștigat de pe urma asistării furnizării apei calde, întrucât neprestând servicii nu va încasa bani nici de la consumatorii casnici, nici de la primărie. Iar Craienoul spune că șefimea din județ, între dorința de a-și afișa datoriile și cea de a-și ascunde câștigurile. Un articol interesant în pagina a treia din semnătura lui Neculai Roșca. Primarul Lungu nu este de acord cu oprirea apei calde în tot orașul luna viitoare. Mâna sus, cine e de acord? Angela? Așa. Și un polițist rănit după ce a ajuns cu mașina într-o groapă de pe șoseaua de centură a Sucevei. Acesta s-a ales cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, după ce atât el cât și pasagerul de pe scaunul din dreapta au ajuns la spital cu leziuni ce au necesitat internarea. Și asta s-a întâmplat, deci au deschis dosar penal pentru că a intrat pe, drumul nu era gata, nu era... Da, nu era dat în folosință. Nu e dat în folosință și de aia Cristian Serediuc, care era în timpul liber și era cu Gheorghe Cojocaru din Șchea, au plecat la pescuit și pentru a ajunge ei repede au trecut pe acolo și au pățit-o asta și acum i-au deschis și dosar penal. Da. Adică e din ciclul ăla o nenorocire, nu vine niciodată singură. Vine însoțită de ceva. Domnul primar, dezastrosul drum Suceava-Maramureș, da? Dezastroasa stradă Sucevei? Da, într-adevăr. Ce nume ați pus la intrarea? Așa l-am moștenit. Practic nu e vorba de strada Sucevei, e vorba de drumul european 85. Cu atât mai grav, e o problemă a întregii zonei, pentru că nu e cumva nedrept pentru că acel sector de drum să fie în administrarea primăriei municipiului Folticeni, o primărie cu resurse financiare limitate, dar facem toate eforturile și puneți bariera. Să facem... Da, e o variantă și asta, pentru că răspunsul care l-am primit la CNADR nu ne mulțumește, în sensul că sunteți administratori, asfaltați-l, dar atunci dacă suntem administratori o să interzicem sau o să punem o taxă tuturor celor care sunt din afara Folticenului și doresc să treacă pe el. Corect. Pentru că nu cheltuim de la primăria municipiului Folticeni câteva zeci de miliarde să reabilităm, ca să mi-l strici cei din Polonia, Ungaria, Focșani, Turcia și așa mai departe. Suceava. Pentru că cei care trec pe strada Sucevei, proporție din 92% conform studiului de trafic, nu sunt din Folticeni. Și să luăm din banii folticenilor ca să asfaltăm un drum de care să folosesc și mai rău îl strică toți, nu mi se pare normal. Dacă este drum al Folticenilor, atunci Folticenul trebuie să reușească să... Dar puneți flori și stânga și dreapta, barieră leu acolo... ieftin, adică leu 50 de bani, la câte mașini trec dacă... Eu vă spun sincer, faceți bani acolo să faceți cea mai frumoasă bucățică de drum din România. Da, într-adevăr, putem face și lucrul acesta și l-avem în calcul foarte, foarte serios, trecând apoi la realități. E un drum care arată extrem de rău, dezastruos, datorită lucrărilor de apă și canalizare care sunt foarte complexe de desfășoară acolo. Deocamdată primăria municipiului Folticeni nu poate decât să asiste la ceea ce se întâmplă, pentru că am mai spus-o și repet,
Acest sector de drum pe perioada desfășurării lucrărilor nu ne mai aparține nouă, a fost predat ca șantier către firma care execută lucrările. Noi așteptăm să încheie cât mai repede, tocmai pentru a putea intra la reabilitare. Datoria lor este, pe lângă introducerea rețelelor de apă, canal, branșamente, racorduri și așa mai departe, să-l readucă la starea inițială. De-abia atunci... De, chiar identic, nu poți să-l readucă el la nu, starea cu peticile respective. Înainte aveați niște petice, oricum clănțeneau dinții când treceau, dar măcar erau acoperite gropile. Partea bună, ca să spun așa, pe lângă reparațiile pe care trebuie să le execute ei, Primăria Municipiului Fălceni are puși bănuți deoparte pentru reabilitarea completă acolo, imediat ce ni se va permite, pentru că asta e o problemă mare pe care o avem. Avem proiectele făcute, avem toate studiile necesare, inclusiv de trafic, inclusiv de portanță, inclusiv de parte tehnică și așa mai departe. Știm și cum va trebui să arate, avem și banii pregătiți, cea mai mare parte dintre ei. Sperăm în continuare la un ajutor și am făcut demersuri necesare atât din partea Guvernului cât și din partea Consiliului Județean, pentru că, repet, este un drum care nu este a Fălticenului, nu cer ajutor și sprijin să reabilităm o alee între blocuri sau un drum din un interiorul municipiului Fălticeni. Este un drum european pe care, repet, conform studiului de trafic pe care l-am făcut tocmai pentru reabilitare, 92% din conducători auto sau din mașini care trec pe acolo nu sunt din municipiul Fălticeni. De aceea mi se pare corect ca și Guvernul și Consiliul Județean să sprijine acest efort financiar al Primăriei Municipiului Fălticeni. Pentru că acei 92% plătesc pentru a trece inclusiv prin Fălticeni, nu? Exact. Adică atât timp dreptate. Cât plătesc pentru taxa de drum, eu, cetățeanul X, care plătesc acea rovinetă, mi se pare normal să fie și bucata asta de drum. Într-adevăr. Adică e drum european, da. Ocupă-te ăsta care ți-am dat bani. Și cei cu tiruri și toți conducătorii auto plătesc rovinetă. Din păcate, această rovinetă se duce la bugetul Companiei Naționale Drumuri și Autostrăzi, iar Primăria Municipiului Fălceni este obligat să repare. Primește răspunsul de gen, absolut... domne, nu e a meu, asfaltează. Cam așa l-am primit și nu este deloc corect. Adică compania încasează banii pe rovinetă. Da. Toți cei care trec pe acolo mă înjură pe mine pentru că spun, domne, ce faci primar, că ne-am plătit rovineta, dar la Primăria Municipiului Fălceni nu ajunge nici un leu, nici un bănuț. Păi nu-i normal, mă înjur pe mine, tu plătești în altă parte, înjură-l pe cel, nu mai plătești. Nu mai fi nici atât de sensibil. Păi, na, și asta la câte stația, au fost? Că, știți când vă apropiez de Fălceni, dar, de stația? Dar, cum să vă spun asta, chestiune, nu am așteptat și nu așteptăm în continuare ca să vină cineva să ne facă drumul. Ne-am pus bani în buget, am făcut economia, am strâns de unde am putut și avem 23 de miliarde de lei vechi, bani, la ciorap, la saltea, la buget, cum vreți să-i spuneți, pregătiți pentru a putea interveni și reabilita complet strada Sucevii. Dar numai să nu mai vorbim de... Exact, dar ceea ce ne oprește acum este faptul că nu sunt finalizate lucrările de apă și canal și strada nu ne este predată. Nu ne aparține, nu putem interveni pe ea. Oricum, ca... cum să vă spun, proiect, am încercat și la fel ca Parcul Nada Florilor, o să fie un concept cu totul nou, în sensul că vor fi două sensuri giratorii pe noua strada Sucevii, unul sus la intersecție cu strada Nicolae Bălcescu, alea Trandafirilor în fața ocolului Silvic acolo, apoi un sens girator jos la intersecție. Se rezolvă o problemă de trafic acolo. Se rezolvă într-adevăr, pentru că de foarte multe dimineți, mai ales în timpul școlilor, sunt blocaje mari acolo la ieșirea de pe strada Nicolae Bălcescu, care duc până sus la spital pe Mihai Eminescu și până pe Maioran, la zona Casei de Cultură, plus tot ceea ce înseamnă sensul giratorului din fața Bisericii Adormirii. Se va rezolva o problemă de trafic, apoi un sens giratoriu la ieșire, la intersecție cu drumul Pocolenului, Serpentina Bunești, drumul pe care vor fi transportate gunoaiele către noua groapă ecologică de la Moara, la fel și acolo preîntâmpinăm eventualele blocaje prin acest sens giratoriu. Apoi, pe mijlocul străzii Sucevii va fi scoar, de un metru lățime, la fel cum este în zona centrală a municipiului Fălticeni. Iluminatul public care este distrus în proporție de 80% pe strada Sucevii, foarte multe probleme acolo pentru că tot ceea ce înseamnă partea subterană de cabluri sunt mai vechi de 20-30 de ani, sunt distruse, trec pe proprietăți private, trec prin curțile oamenilor, oamenii au suprafețe betonate, trec pe sub case. Cum putem interveni și repara? Avem câteva luni de când nu putem repara iluminatul public pe alea Teilor, o stradă care este perpendiculară pe strada Sucevii, pe partea inferioară a Sucevii, tocmai pentru că aceste cabluri care sunt defecte trec pe sub curțile
sau chiar pe sub casele unor oameni și nu putem interveni să-i stricăm omului sufrageria, să intrăm, să-i scobim acolo parchetul, tocmai ca să găsim un eventual deranjament acolo. Dar iluminatul public va fi mutat integral pe centru străzii, la fel cum este în zona centrală, stâlpii de iluminat public vor fi pe scoaruri și nu mai vorbesc cu tot ceea ce înseamnă componente vor fi absolut noi și sperăm ca foarte mulți ani de acum înainte să nu mai avem probleme cu iluminatul public în acea zonă și pe străzile paralele. O investiție mare și cu iluminatul și cu asfaltarea o facem din bănuții noștri, dar încă o dată repet și cine are de auzit să audă, cred că este normal să primim și sprijin financiar guvernamental și de la Consiliul Județean, pentru că este, nu cerem pentru o stradă oarecare, foarte multă lume care nu-i din Fălticeni sau din Suceava, domnule, strada Sucevii, e o stradă pe acolo, prin Fălticeni. Nu e o stradă pe acolo, prin Fălticeni, este un drum european, pe care, repet, marea majoritate care trec pe acolo nu sunt din Fălticeni. Plătesc o vinetă, dar la primărie nu ajunge nimic. Deci plătesc la CNADR, dar când dezăpezesc, ridică plugul la intrare sau pe drumul din Fălticeni. Dar asta e dureros. Adică eu înțeleg că sunt entități total diferite. Adică avem CNADNR-ul sau cum îi zice, care se ocupă de drumuri și când intră domnul la municipalitate, aici nu, că trebuie să se ocupe. Dar discutăm de un drum european care, din nefericire, asta a fost strategia înainte, trece exact prin centrul orașului. Noroc că mai e devierea aia, cel puțin pentru traficul greu, nu trece exact prin buricul târgului. Că era nenorocirea de pe lume. Dar mă uitam, sunt zone în care efectiv, nu aveți cum să interveniți. La ce trafic e acolo, nici nu aveți pe unde să deviați traficul. Este acolo, vis-a-vis de autogară, acea zonă unde, Doamne iartă-mă, dar arată dezastruos, dar nici, cum ați putea atunci când a fost deviat traficul pe la Păltinoasă. Pe la Păltinoasă să fi intervenit acolo, dar mai aveau ăștia de săpat, că nici nu știți de unde mai au ceva de săpat. Ei merg exact după poezia aia, unde sapă sapa locul, sare din pământ norocul. Din păcate, au găurit cam tot Fălticeniul, adică vă spun sincer, nu vă văd bine. Într-adevăr, sunt lucrări absolut necesare care trebuie făcute, nu suntem extrem de mulțumiți de ritmul lucrărilor, au și ei argumentele lor, avem zilnic discuții în contradictoriu, încercăm să sprijinim, să facem echipă și la acest lucru, pentru că sunt într-adevăr probleme de proiectare, o lucrare complexă, vă dați seama, 40 de kilometri de conducte trebuie îngropate în Fălticeni, cu șanțurile aferente, cu racorduri, cu branșamente. Am încercat să-i sprijinim pe străzile pe care au terminat, am intervenit noi, am făcut asfaltare din venituri proprii. Încercăm să facem acest lucru pe toate străzile din Fălticeni pe care le închidem, pentru că avem o strategie productivă și eficientă, cred eu, pentru sensul că introducem rețele de apă și canalizare și apoi asfaltăm în întregime, astfel încât zona respectivă să fie securizată, nu mai spargem absolut nimic după aia, cu riscurile de rigoare, cu supărările de rigoare, mai este noroi și am început anul, ca să spun așa, în ianuarie-februarie, străzi din cartierul Șoldănești cu noroi, cu nămol, pe Horea, pe Soldat Zanfir. Am solicitat atunci locuitorilor în acea zonă răbdare pentru că o să arate bine și invit pe toți să meargă să vadă acum cum arată acele străzi. Pentru că, cum să vă spun, sunt bucuros că am reușit să ne ținem de cuvânt. Am introdus rețele de apă și canalizare, au fost câteva săptămâni infernale pentru locuitorii din acele zone, la fel pe Țărâncuții, la fel pe Filaturii, la fel pe multe alte străzi, Caporal Diaconița, Humorului, Sublocotenent Grigoraș, Rezeșilor, Alea Pinului, acum mai nou, Doctor Tatus, toate acestea introducem răbdare, apă, canal și apoi din veniturile primăriei, într-un cel mai amplu program de asfaltări de la Revoluție încoace, încercăm să le facem circulabile și decente pentru toți cei care locuiesc în acele zone și acest lucru se va întâmpla. O spun încă o dată acum, solicit răbdare și înțelegere din partea fălticinenilor, pentru că încet, încet, cei 40 de kilometri de drumuri balastate și de pământ pe care i-am găsit în Fălticeni în 2012 vor fi asfaltați. Da. Domn primar, patinoar unde vreți să faceți la Fălticeni?
patinoarul, tot în zona complexului Nada Florilor, unde este sala Udișteanu. Într-adevăr, Angela știe să patineze. În stânga sălii Udișteanu, pe o suprafață de teren care aparține domeniului public, încercăm să sprijinim și activitatea de iarnă, ca să spun așa, de agrement de iarnă. Dar au foarte mulți fălticineni care vin în Suceava. Na, îmi pare rău că nu o să mai facă venituri municipalității sucevene și o să doresc să-i țin pe ei mei acasă, ca să spun așa, și să aducem toți din zonă la patinoarul pe care în proporție de 99% le vom inaugura în această iarnă la fălticeni. Am înțeles. Eu doresc să-l inaugurați 100% în această iarnă. Nu 99%, să mai lăsați ceva nefăcut la patinoar. Va fi de suprafață... De ce suprafață va fi patinoarul? 18 pe 28, doar patinoarul, cu colțurile rotunjite, cu mantinela de rigoare, da, plus tot ceea ce înseamnă clădirile anexe, vestiare și așa mai departe, am înțeles. Bun. Mai sunt multe lucruri pe care vreau să le discut, dar știți cum am anunțat înainte de publicitate că vom povesti despre zilele fălticenului. Așa e acum. Deci nu mai e hram. Când de Sfântul Ilie. E hramul, da, de Sfântul Ilie. Mai e și un pic înainte, un pic după, că așa e frumos. Adică, și mi se pare normal, adică o perioadă în care să ai mândria aia că ești sucevean, că ești fălticenean, că ești dornean, că ești din gura humorului, el ăștia, cum se spune? Humorean. Da? Humoren. De acolo e Dana, nu? Și tu ești humorean? Așa. Deci, sunt, zic eu, lucrurile cele mai în regulă și păstrați, domnul primar, păstrați chestia asta, să nu uitați niciodată în parcare zilele fălticenului. Da. Vreau să zic frumos, că nu avem unde, dar avem. Păi cum nu avem? Avem unde face. Da. Nu să nu. Ar fi parcare. Nu, parcare, am zis că nu. Da. Dar avem și de asta. Da, zilele municipiului Fălticeni, dar în același timp și hramul, pentru că toți cei din Fălticeni își așteaptă prietenii, rudele, neamurile din întreaga Hrămari. Hrămarii, da, și așa invit și eu oficial toți hrămarii, duminică de Sfântul Ilie o să vină la Fălticeni. Avem pregătite 4 zile de sărbătoare la Fălticeni, cu activități din cele mai diverse, artistice, culturale, religioase, sportive, astfel încât fiecare să găsească acea bucățică de acțiune, de activitate care să fie pe placul sufletului său. Văd aici, practic, începe totul de joi 17 iulie și ține până pe 20 iulie, da? Da. Joi 17, la culturale, lansare de carte, destina lui Alex Pașcu, Vintilă și Adbei, și Haralan Biaciocan, Dimensiunile Timpului, Miora Gafencu, Nicolae Labiș, Opera Magna, scrisă de Nicolae Cârlan, și Retrăiri Coca Maria Udișteanu. Da, sunt patru cărți, patru lansări de carte a unor autori fălticineni. Primăria Municipiului Fălticeni a sprijinit și financiar tot ceea ce înseamnă editarea acestor cărți, pentru că sunt sume de bani deloc neglijabile pe care autorii nu și le puteau permite. Le revine în exclusivitate și în integralitate partea de laude pentru conținut și pentru tot ceea ce au realizat acolo. Sunt autori fălticineni, cred că este datoria noastră să ne promovăm tot ceea ce avem mai bun și să-i sprijinim. Apoi ne mutăm în piața Nada Florilor pentru începutul spectacolelor practic. Începem ușor, ca să zic așa, grupuri de copii din Fălticeni, muzică populară, muzică ușoară. Văd din aici nou... grupul Stejerelul, condus de profesorul Maria Tanasa. Da, este grupul mic, ca să spun așa, pentru că mai avem și grupul mare, Balada, care va fi duminică. Tot ceea ce înseamnă soliștii noștri locali, copiii din Fălticeni cu calități de... Dar voi să-i spun că i-am aici, sigur, pe Atomei Rareș, Maria Isabela Merlă, Aniculaese Patricia, Iulian Aghiniței, Telescu Iosefina, Larisa Nunweiler, Eusebiu Gafița, Onofrei Șerban și a Petrei Denisa. Vineri 18 iulie, la ora 9, debutează turneul internațional de fotbal feminin.
Într-adevăr, un eveniment inedit, nou pentru Fălticeni, un turneu internațional de fotbal feminin cu participare selectă. La Fălticeni va juca Ferencváros Budapesta, campioana Ungariei, campioana Ungariei la fotbal feminin, apoi vicecampioana Ungariei, campioana României la fotbal feminin, campioana Ucrainei și o echipă din Rusia. Un turneu internațional, în cap și fetele atractiv, noastre, și... da, în cap și fetele noastre și le ținem pumnii. Și pe lângă faptul că vor fi mulți care ne vor vizita, vă dați seama, sunt delegații străine, aproape 120 de persoane din Ungaria, Ucraina și Rusia vor veni la Fălticeni. Spectacolul fotbalistic va fi extrem de interesant și cred că dacă și vremea va ține cu noi, tribunele stadionului Tineretului vor fi pline. Pe tot parcursul da, de vin și știți la ce mă gândeam? Pe ce parte vin? Pe unde intră în Fălticeni? Pe Suceve? Da. O să-i speriem. Dom'le, uite ce e aici. Dar în rest știu că Fălticeni va îmbrăca straie de sărbătoare și va arăta cum de altfel centrul ne-a strânit așa întotdeauna invidia. Ai răbdare, abia suntem la ziua de vineri. Măcar terminăm ziua de vineri, Cătălin, da? Și mai lăsăm două Cătălin zile de la tehnic, după. De la butoane. De-a dreapta mea, domnul Cătălin Coman, iarăși spectacol karaoke stil și spectacol folcloric cu ansamblu din Boroaia, Burlacu Alexandra din Vadul Moldovei, Iulia Condur, tot din Boroaia, Maria Lavinia Chiriac și Luminița Murariu. Aici deja trecem la ăștia un pic mai măricei, nu? Da, sigur. Ora 20, Centrul Cultural Grigore Vasiliu Birlic și Clubul Copiilor Fălticeni prezintă un spectacol de dans, iar la ora 20:50 Paula Ghivirică. Da, Paula Ghivirică, fălticineancă de a noastră, ne bucurăm să o avem din nou pe scenă. E doamna care cântă despre un cântec cu păsărică mică, nu? Nu știu. Sau Andreea Ghivirică, nu știu, e același nume? Nu știu. Angela, te rog frumos, domnul primar. Dar este mai un cântec, tot așa, cred că o cheamă. Oricum, ziua va fi încheiată de Analesco, nu? Analesco și o trupă din Germania, Dago Project, din Berlin, vin la Fălticeni și, din ce am urmărit eu din materialele trimise de ei, la fel un spectacol frumos. Dago Project, Analesco, Paula Ghivirică, motive pentru toți fălticinenii să stea și vineri în piața Nada Florilor. Am înțeles. Sâmbătă și duminică discutăm imediat după, o lămurim pe Angela sau mai întreabă tu o dată aia cu ce, cu? Eu știu, nu știu dacă e aceeași persoană, dar știu, am auzit la Fălticeni, Andreea Ghivirică, nu știu dacă o cheamă și e Paula. E sora, cred. A, e sora? Da. A, deci sora cântă despre... Stimați telespectatori, publicitate. Pentru casa ta. Da, am rămas cu discuția la zilele municipiului Fălticeni, am ajuns la zilele de sâmbătă și duminică, unde practic acolo e grosul, ca să spunem așa. Avem și o cupă de pescuit? Da, a doua ediție, anul trecut a fost prima ediție, e adresată exclusiv instituțiilor bugetare, am trimis adrese tuturor instituțiilor bugetare pentru a ne transmite echipajul care va participa în numele instituțiilor la acest eveniment. Pe iazul de la Nada Florilor, de jos de la Debarcader, începând cu ora 6 dimineața, o oră normală pentru demararea activităților de pescuit sportiv, practic vor participa... Chiar aș putea spune o oră prea târzie? Se poate și așa. Plecă ăștia cu noaptea în cap. Asta e cupa mincinoșilor, nu? Trebuie să-și facă poză ca să-i creadă lumea că așa era. Echipa poliției, am început cu ei pentru că ei sunt câștigătorii de anul trecut. Poliția locală, jandarmeria, școala de jandarmi, spitalul, pompierii, toate unitățile școlare, trezoreria, fiecare vor avea câte o echipă și cel mai bun va câștiga. Am zis că la urmă vom încheia cu o masă pescărească cu ce prinde ei acolo, dar chiar... decât să mă basez pe asta, mai bine niște provizii. Ne-am făcut niște provizii și o să compensăm cu niște sandwich-uri în caz că activitatea lor va fi extrem de eficientă. Sperăm să nu fie așa.
Continuă turneul de fotbal feminin pe parcursul zilei de sâmbătă cu finale, semifinale, finale. Finala e programată de la ora 17:30 de minute. Sperăm să fie mai răcoare atunci. Apoi e practic turneul de fotbal se desfășoară o dată dimineața, da? Vine la ora 9 după amiază, sâmbătă dimineață, sâmbătă după amiază. Practic sunt 4 reuniuni, ca să zic așa. Apoi slujba de priveghere la Sfântul Ilie, la Biserica Sfântul Ilie, în preambulul zilei de Sfântului Ilie. Ne mutăm în piața Nada Florilor, sâmbătă și duminică practic vor fi spectacolele cele mai consistente, mai frumoase. Sâmbătă o solistă a ansamblului Ciocârlia, doamna Cristina Gheorghiu. La ora 19. La ora 19, din zona noastră, din Vadul Moldovei. Apoi o trupă locală, Vraciu, pentru cei tineri. Anda, concert Corina, apoi un eveniment extrem de frumos și de normal a doua ediție. Am făcut și anul trecut, facem și anul ăsta. Practic ne sărbătorim și ne premiem cei mai talentați și mai buni copii din Fălticeni, laureații olimpiadelor școlare. Avem mai mult de 100 de copii, mai exact 103 copii de la toate cele 4 școli generale și de la cele 3 licee, care vor primi premii și în materiale și în bani de la Primăria Municipiului Fălticeni și de la sponsorii care ne sunt alături în acest demers. Practic, începând cu ora 9, toți acești copii valoroși vor urca pe scena din Municipiul Fălticeni, amplasat în piața Municipiului Fălticeni, și vor fi recompensați pentru rezultatele lor. Sunt cei mai buni copii și cred că este datoria nu doar a municipiului Fălticeni, ci a tuturor unităților administrative teritoriale să-și premieze, să-și laude și să-și felicite cei mai buni, cei mai buni copii. Apoi concertele cu Corina și concert cu Aura, o fălticineancă din nou repede a noastră plecată de ceva vreme cu o trupă de succes, și seara se va încheia cu un concert extraordinar Anda Adam. Cam, nu cam, eu nu sunt misogin, da, în ziua de sâmbătă vă bazați pe doamne, în mod special. Exact, ne bazăm pe doamne. Și Cristina Gheorghiu, Corina, Aura, Anda Adam. Într-adevăr, sperăm să... Fotbal feminin. Fotbal, da. O să vedem la pescuit. Avem și noi zia noastră. La pescuit probabil vor fi mai mulți bărbați, dar putem ști niciodată. Cine știe. Exact. Duminica. Duminică, slujba dimineață de Sfântul Ilie, la biserica cu hramul Sfântul Ilie, apoi un concurs internațional, un concurs național de tenis în circuitul amator, la sala Gabrielu Dișteanu, un meci de fotbal Old Boys, avem două variante, nu ne-am decis încă, ori pe terenul sintetic de la Colegiul Național Nicu Gane, pe care sperăm să-l finalizăm până atunci, o investiție la fel nouă, o să avem ocazia să discutăm, făcut la Nicu Gane un teren frumos în perioada de finalizare, cu suprafață sintetică, cu nocturnă, cu tot ceea ce trebuie acolo. Sperăm să-l finalizăm și să-l inaugurăm cu această ocazie, dacă nu pe Stadionul Tineretului. Apoi începe festivalul folcloric Șezătoarea Copiilor la Centrul Cultural Grigore Vasile Iubilic, la Casa de Cultură, concurs în care avem mai mult de 350 de copii invitați, atât din Fălticeni, din zona Fălticeni, cât și din Olt, Prahova, Argeș, copii cu talent deosebit, formații care vor veni să veleze la Fălticeni. La ora 12, procesiunea religioasă pe traseu Biserica Sfântul Ilie, Spitalul Municipal, Biserica Dormirii, Alea Pietonală, Primăria Municipiului Fălticeni și prin centrul orașului pe Bulevardul Revoluției până din nou la Biserica Sfântul Ilie. Apoi începând cu ora 17, ne mutăm în piața Nada Florilor, gala laureaților pentru cei mai buni și câștigătorii șezătorii copiilor. Vor evolua pe scenă timp de 2 ore cei mai buni, cei mai valoroși dintre ei, premianți, gala laureaților. Apoi va fi duminică o zi dedicată folclorului, grupul Balada condus de Maria Tănase, apoi un spectacol folcloric cu foarte multe nume, care sperăm să-l închidem undeva în jurul orei. Eu, spre deosebire de dumneavoastră, am hârtia în față și pot să-i spun, pentru că vă rog, își dau concursul. Cum? Vă rog să mă ajutați. Ansamblul Arcanul, ansamblul folcloric Cozacioc din Bălcăuți, Manuela Pohoață, Larisa Nunweiler, Valentin Bertea, Miruna Damian, Mihaela Cașvan, Bianca Serediuc,
Alexandru Nuțescu, Cosmina Mandiuc, Lenuța Rusu, ansamblul 3 generații de la Flămânzi Botoșani, Alexandru Recolciuc, Plaiurile Pojărâte, Angelica Flutur, Alexandru Brădățan, Rapsozii Bucovinei, Claudia Martinică, Ștefan Diaconița, Constantin Bahrin, Doina și Ciprian Petroaie. Ora 24. Focul de artificii. Dacă și vremea va ține cu noi, va fi un foc de artificii foarte, de foarte frumos. Ilie, eu știu că trebuie să plouă puțin. Da, dar să plouă dimineața când nu avem noi. Până la amiază. Până la amiază. Ropotul de ploaie de Sfântul Ilie, asta se întâmplă. Da, și în loc de fulgerile tradiționale de Sfântul Ilie, sperăm să dăm artificii foarte frumoase. Ei, da, oricum, știu că trece carul ăla lui Sfântul Ilie și mai câteva fulgere, asta e cam... E cu biciu. E bătută în cuie, că așa trebuie să fie de fiecare dată. Cine v-a ajutat la... alcătuirea acestui program? Colegii mei din primărie, împreună cu tot ceea ce înseamnă factorii responsabili, atât partea de ordine, chiar mâine la ora 12 să avem o ședință cu poliția municipală. Mie mi se pare rotund, mi se pare complet, mi se pare în regulă programul. Da, am colaborat foarte bine, cum o facem de obicei, cu Muzeul Ion Irimescu, cu Centrul Cultural Grigore Vasiliu Bilic, unitățile școlare la fel un rol extrem de important, toate cele trei colegii, Vasile Lovinescu, Nicu Gane și Mihai Băcescu, plus școle generale, cu tot ceea ce înseamnă susținere, idei, sprijin. Le mulțumesc profesorilor, elevilor, directorilor care s-au implicat, se implică în mod deosebit, colegii din primărie și una peste alta, cred că toată lumea implicată va fi satisfăcută. E practic o echipă completă. Să nu uităm de bâlci pe întreaga perioadă. Da, asta vrem, da, să mai spuneți ce e că trebuie să fie Târgu Meșterilor Populari, dar asta e practic pe toată perioada. Adică perioada, să mai mănânce și gura unui copil chiurtoș, nu? Produse de astea tradițional românești. Că chiurtoș. Da, pe alea pietonală, pe strada Gării, cum știu fălticinienii, unde va fi apasat bâlciu, Târgu Meșterilor Populari, un lucru nou în care vrem să-l introducem anul ăsta, va fi un... o expoziție de antichități la care vin cei mai buni și cei și renumiți colecționari de antichități din România. La Fălticeni aducem, va fi o expoziție permanentă cu vânzare pe alea pietonală. Toți cei care sunt interesați de acest fenomen cred că pot petrece câteva momente frumoase și acolo. I-am văzut și în alte părți, au marfă de valoare, extrem de interesantă, fiecare lucrușor este cu povestea lui, iar cred că este de bun augur să-i aducem și la Fălticeni, pentru că încercăm de fiecare dată să venim cu ceva nou și, cum spuneați, să completăm și să rotunjim întregul eveniment cu câte ceva pe gustul fiecăruia. Bâlciu unde o să fie? Tribombele? Valea Gării, unde da? Locul tradițional, da. Ok, deci locul nu schimbat. Nu e schimbat. Cunoscut de toată lumea, da. Și văd că aveți și târg de produse tradiționale, târgu alimenta tradițional Fălticeni. Da, da, da. E tot, pe toată perioada. Pe alea pietonală, mai puțin duminica. Cred că și duminica va or fi. Să fie, alea pietonală, da. Sunt cei de la produs în Bucovina, partenerii lor. Până pe 20, inclusiv duminică, nu? Nu, că aici scrie 17-20 că e târgu alimenta. Ar fi păcat, adică să fie și duminică, nu? Adică dacă e petrecere, păi să duminica fie e 20, max. Și atunci de ce unele strecute 17-21 iulie, fată? Nu știu. Bâlciul e până pe 21. Da, doar bâlciu. Târgurile până pe 20, duminică. Bine, mai. Cum le știe ea? Cum ai zis? Ai văzut că am avut dreptate. Cu ce? Cu ce ți-am arătat în pauză. Hai să depășim domnul momentul. Domnul primar, haideți să trecem la lucruri serioase, că dacă scăpăm aici pe eu n-am fost atent în pauză. Angelei, cum? N-am fost atent în pauză, nu știu. Nu, n-ați văzut nimic. Nici eu n-am fost atent, nu știu ce vrea să insinueze. Spuneți-mi, o altă investiție importantă din Fălticeni este cea de la spital. N-am mai vorbit de multișor de subiectul ăsta. Și e o investiție care a fost în platforma program, ca să spunem așa, în platformă, în oferta electorală a oricărui candidat de la primărie, la primăria din Fălticeni. Noastră a spus foarte clar, domne,
va trebui căutat altceva. Până la finele acestui mandat terminăm spitalul. Într-adevăr, am mai discutat, pentru că deja pentru mine a devenit un automatism, o dată pe zi, cel puțin, dacă nu mai des. Merge treaba bine, avem finanțare, sunt probleme tehnice de proiectare, de execuție, dar astea sunt detalii care sunt inerente oricărei construcții de asemenea nivel. Se lucrează bine la Spitalul Municipal Fălticeni, v-am spus, avem asigurată partea de finanțare din fonduri guvernamentale, un lucru extrem de bun, pentru că este un exemplu că politicienii se pot ține și de cuvânt, și cazul Spitalului Municipal Fălticeni este un exemplu în acest sens. Sunt convins că în 2016 toți cei care vor candida la primărie trebuie să găsească altceva, pentru că spitalul nu va mai fi un obiectiv care va fi promis, pentru că va fi gata. Să înțeleg că, din ceea ce spuneți dumneavoastră, că totul funcționează și pe verticală și pe orizontală din punctul ăsta de vedere, când spuneți că pentru prima oară politicienii reușesc să țină de cuvânt. Nu, a fost o promisiune din partea USL-ului la vremea respectivă? Da, a fost o promisiune și din partea premierului Victor Ponta. De două ori a promis la Fălticeni, de două ori pe scenă, de două ori a venit în acea perioadă de campanii electorale și la locale și la parlamentare. Iar ceea ce a promis s-a ținut întru totul de cuvânt, pentru că trebuie să o spunem, fără să facem nici politică, nici lobby, guvernul Victor Ponta a alocat din 2012, de când sunt eu primar și dumnealui prim-ministru, 280 de miliarde de lei vechi pentru Spitalul Municipal Fălticeni. Deci este cea mai mare sumă de bani care a venit vreodată la Fălticeni pentru o investiție din fonduri guvernamentale. Nu sunt promisiuni că vom face, sunt realități. Au venit la Fălticeni 280 de miliarde de lei vechi pentru construcția Spitalului Municipal Fălticeni. Și după cum vă spuneam, este un exemplu că politicienii la nivel înalt, e vorba de primul ministru al României, domnul Victor Ponta, se țin de cuvânt. Și este un lucru extrem de important și ca mesaj, și ca simbol, și ca realitate la spitalul nostru. Am înțeles. Practic, pentru finalizarea acestei lucrări, cât ar mai trebui? După ultimele calcule, pentru că v-am spus, e o chestiune extrem de elastică, undeva la 120-140 de miliarde de lei vechi, fără parte de dotări, echipamente, mobilier, aparatură medicală, dar și acolo suntem foarte, foarte avansați, așteptăm exercițiul financiar 2014-2020, avem tot ceea ce înseamnă parte de proceduri făcute, așteptăm doar să putem interveni pe banii europeni, astfel încât să realizăm simultan și achiziția de aparatură medicală, care este extrem, extrem de scumpă. Eu, lunea aceasta, am început săptămâna cu un alt fălticenean, care mă mândresc foarte tare oriunde aș merge. E vorba de Ionuț Atodirese. Ionuț Pitbull Atodirese. Am înțeles că iarăși o pune de o gală. Da, da, tot cu în același context, cu zilele municipiului Fălticeni, chiar dacă este nu exact în această perioadă, dar tot sub același generic, organizăm la Fălticeni o gală de box, de combat, K-1, cetățeanul nostru de onoare. E după regulile pe care le-a stabilit Ionuț, adică sunt un pic mai protective pentru debutanți și pentru a crește în spectaculozitate ceilalți. Într-adevăr, la o săptămână după ceea ce discutăm acum, pentru că n-am vrut să condensăm foarte, foarte mult activitățile, un eveniment sportiv de calitate la Fălticeni. Ne bucurăm că și Primăria Municipiului este partener. Ajutăm și sprijinim și noi cât putem acolo. Ionuț Atodirese este creierul și sufletul întregii activități, atât cu partea de organizare, cu partea de regulamente, partea de invitați, din ce m-a asigurat, vor fi meciuri extrem de frumoase și de atractive la Fălticeni. Anul trecut au fost câteva sute de spectatori, anul ăsta sperăm să repetăm și din Fălticeni și din zonă, și orice eveniment de calitate cred că va fi apreciat și trebuie să fie apreciat la Fălticeni, pentru că venim permanent cu ceva nou, v-am spus, ne adresăm și sufletului și minții, nu doar asfalt și parcare, canalizare și apă potabilă, conducte, trebuie din fiecare câte puțin, pentru că, nu știu, și într-o casă nu cumperi doar apă, ulei și pâine sau săpun de strictă necesitate, mai cumperi și o carte, mai cumperi și un articol sportiv. Cred că așa trebuie să manifeste și la nivelul municipalității câte ceva, atât pentru strictul necesar, cât și pentru suflet, corp și minte.
Da, aici discutăm practic de un echilibru care ar trebui să existe în toate și din ziarul de ieri sau în ziarul de ieri am descoperit un lucru care mi se pare foarte interesant, că dacă e să discutăm de echilibru, dacă e să discutăm de lucruri care funcționează sau care pot deveni mult mai ușor funcționale, trebuie să spunem că avem și noi motiv de mândrie, o suceveancă și anume Luminița Daniela Saviuc, este practic autoarea celui mai citit material motivațional din lume. Da? Apropo de informație, acest material de dezvoltare personală, știți că sunt foarte multe povești cu chestiile motivaționale. Inclusiv vedem la echipele de fotbal, mamă ce a pățit Brazilia, da, au nevoie ăștia de motivatori, adică să fie de ăștia care vin și te fac să fii mai altfel. Luminița Daniela Saviuc are acest articol pe care eu vă invit să-l căutați, pentru că articolul este semnat de suceveanca noastră 29 de ani, publicat în media americană și distribuit pe internet de 1,2 milioane de ori. Eu cred că nu e mare greutate să îl găsiți și dumneavoastră. Luminița Daniela Saviuc e și frumoasă, asta ascultați la mine. Folosește-ți imaginația și îndrăznește să visezi. Trăiește-ți viața ca și cum nu ar exista limite. Mai are câteva lucruri pe aici care spună. Asta cu renunțatul, eu personal nu pot fi de acord de asta. La ce este toxic? Cum să vă spun, nu discut integralitatea acestui articol, pentru că nu l-am parcurs. În schimb, 10 reguli mi-au atras atenția în mod deosebit. Purifică-ți gândurile, asumă-ți 100% responsabilitatea pentru propria ta viață, renunță la tot ce e toxic în viața ta, gânduri, idei, prieteni, obiceiuri, oameni, etc. Fii bun cu tine însuți ca să poți fi bun cu cei din jur. Eu ziceam de renunțări la așa. Renunță la ideea de a te opune schimbări, renunță la etichetare, renunță la teme. În fine. 5. Apreciază fiecare experiență și fiecare persoană care vine în viața ta, bună sau rea. 6. Construiește-ți viața pe baza a ceea ce ai trăit, nu pe baza a ceea ce ai trăit în trecut, ci pe baza a ceea ce vrei să trăiești în viitor. 7. Folosește-ți imaginația și îndrăznește să visezi. Trăiește-ți viața ca și cum nu ar exista limite. 8. Petrece mai mult timp în natură. 9. Fii autentic, fii vulnerabil, ai încredere în tine. Trăiește-ți viața după propriile tale reguli, nu după regulile învechite ale celor din jur. Și 10. Renunță la frică și permite iubirii să ia locul. Eu vă invit să parcurgeți articolul de ieri. Căutați monitor de ieri și o să vedeți că e foarte important și foarte interesant. Și mai mult decât atât, vă invit să căutați articolul Luminiței Daniela Saviuc, autoarea celui mai citit material, practic, motivațional din lume. Domnul primar, timpul alocat emisiunii noastre e epuizat. Dacă mai aveți ceva de spus la încheiere, că văd că deja a început să sune telefonul. Sunteți căutat. Pauză de publicitate, domne. Sunt emisiune. Te rog, încă un pic. Ce să spun? Adresez, având în vedere că am discutat despre zilele municipiului Fălticeni, tuturor sucevenilor și nu numai să ne viziteze în perioada 17-20. Fălticenenii sunt gazde primitoare, ospitaliere, vă așteptăm cu drag la Fălticeni. Sperăm să vă simțiți bine la Fălticeni și ca să închei așa tradițional, așteptăm hrămari cu drag. Am înțeles. Și Angela e fălticeneancă, așa ar putea să facă acum o asemenea urare, dar e pârâtă că a fugit din Fălticeni. Am rămas cu domiciliul la Fălticeni, să știi. Încă n-am... Deci pot să merg la hram acolo, deci vă aștept. Deci am putea spune că e un fel de infracțiune. E un fel de infracțiune. Stai mă că e demers. Acum mă ocup de lucrul ăsta. Acum mă ocup de lucrul ăsta. Nu fi. Până săptămâna viitoare am rezolvat totul. Normal. Uite, mie mi-e drag Fălticeniul. Acolo vreau să rămân. Vreau să mă lege în continuare ceva de orașul acela. Păi m-a luat bărbatul ăsta. Stimați respectatori, atât pentru această ediție a matinalului nostru.
Noi ne revedem mâine dimineață. Până atunci, toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească.